Toamna a început cu proteste. Transportatorii profesioniști au ieșit în stradă, precum au promis, în semn de protest față de valoarea asigurărilor RCA. Aceștia au blocat mai multe șosele din capitală și din țară. Transportatorii blochează mai multe șosele din România în semn de protest față de scumpirea polițelor de asigurare auto-obligatorie. Pe centura Bucureștiului, sute de transportatori care merg foarte încet îngreunează circulația. În Buzău, peste 50 de tiruri, autocamioane și autobuse circulă cu viteză de până la 30 de km pe oră pe șoseaua de centura orașului. Și în Arad, zeci de mașini de mare tonaj s-au adunat și au pornit spre Timișoara. Aceștia au circulat cu maximum 10 km pe oră, creând cozi imense și blocând accesul pe A1. Aceștia amenință că în data de 15 septembrie vor organiza o manifestație și mai mare, care poate duce la închiderea frontierei. Transportatorii au circulat cu viteză redusă și pe șoseaua de centură a municipiului Oradea. Mașinile protestatarilor au lipite pe parbrize afișe cu mesajul protest RCA, iar șoferii claxonează și circulă cu 10-15 km la oră. Cozile se întind pe mai mulți kilometri, iar traficul se desfășoară cu dificultate. Protestul a ajuns deja la nivel național, astfel că transportatorii au anunțat un protest național în 16 septembrie, iar din 16 august au făcut apel ca toate autovehiculele de marfă să reducă viteza de circulație în întreaga țară până la limita evitării oricărui pericol timp de minim 2 ore.